Despre proiectul Manager Imobil HD o să vorbim și astăzi. Pe lângă domnul Valeriu Bejinariu avem încă un invitat, este vorba despre Dan Laslău, cel care se ocupă din partea autorităților, din partea primăriei, de relația cu asociațiile de proprietari. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Trebuie să expliciți primăria Hunedoara. Da. Poate cât de curând se ocupă și din partea primării, n-ai de unde să știi. Poate credea că e primăria bătrână, ce acolo era o problemă, că sunt puțin proprietari. Da, puțin proprietari, se rezolvă repede. Bună dimineața și bine ați venit. Bine v-am regăsit. Domnul Vali, ne-ați promis săptămâna trecută că o să aduceți cu dumneavoastră un invitat care să fie, cum să spunem așa, din punct de vedere juridic, să nu mai existe întrebări de genul, da domnule, da, știți că... Cum a fost? A nu se interpreta lucrurile. Exact, exact. Da. Am promis, așa este, l-am invitat alături de mine pe colegul de la Primăria Municipiului Hunedoara, tocmai în ideea în care verticalitatea poziției vis-a-vis de implementarea acestui proiect să fie una pur realistă și nu una a se confunda, a se interpreta, a se negocia, pentru că nu este nimic de negociat. Proiectul acesta se dorește, așa cum am spus, un proiect serios, un proiect de anvergură, chiar mergem pe ideea că poate vom reuși în viitorul apropiat să-l implementăm la nivelul întregului județ. Și din acest punct de vedere, cred că o părere pertinentă a colegului meu contează foarte mult în această ecuație. Da. Acum l-aș întreba pe el. Eu am impresia, poate greșită, dar vă rog să mă corectați, că din 89 încoace, asociațiile de proprietari au rămas un fel de stat în stat. Și singurul loc unde aș putea să mă duc este la primărie. Acum că eu stau în Deva sau Hunedoara, adică unde să mă plâng că dacă ei îmi fac un abuz? Sau... Da, aveți dreptate. Unii președinți, chiar și unii administratori, așa se consideră stat în stat, există o serie de reclamații de acest gen, că dau afară oamenii, nu discută cu ei, nu-i lămuresc. De multe ori trebuie să intervenim noi, primăria, chiar pentru chestii minore, a explica în ce constă cheltuielile respective pe care omul este în măsură să știe. Da, și v-am pus această întrebare tocmai pentru a ajunge unde trebuie să ajungem. Adică, bun, pe ei cine îi controlează sau unde e transparența? Eu n-aș spune că totuși asociațiile au rămas stat în stat. Eu zic că au rămas cu câțiva pași mult, prea mult în urmă. Societatea a evoluat, media economică a evoluat, sistemul de organizare, marketingul, modul în care te adresezi consumatorului, că în fond și la urma urmei proprietarii sunt niște consumatori de servicii. Aceste servicii care operatorii se chinuiesc de la un an la altul să le facă net calitativ, adică superior, dar nu se poate ca serviciul de administrare a asociațiilor de proprietari, zic eu la modul elegant, să rămână cu atât de mulți pași în urmă. Iar acest proiect are menirea clară de a aduce un nou mod de administrare și în primul rând cred că componenta masivă acestui proiect este transparența banului privat. Care sunt problemele cele mai des întâlnite cu care vă confruntați din punct de vedere al asociațiilor de proprietari? Păi este de notorietate că în Hunedoara au fost delapidările de acum un an, doi ani de zile, toată presa a scris despre aceste delapidări. Nu exista un control al banului. Există acum? Sau? Nu exista. La ora actuală, câtuși de puțin, eu consider că lucrurile s-au mai așezat în urma controlelor pe care le-am efectuat noi primăria, dar nu exista un control. Oamenii au întâmpinat următorul fenomen. De bună credință s-au dus, au achitat ce aveau de achitat pe listele de plată și administratorul, în loc să se ducă să plătească serviciile la furnizori, a băgat bani în buzunar. S-au trezit cu surpriză că le-a luat apa și abia atunci... A început scandalul și controle și lumea și-a amintit că există și cenzori și organe de control. Două aspecte referitoare la această problemă. Unu, ce pățește sau ce a pățit cel care a plecat cu banii și doi, cât de legale sunt listele, că vorbesc de listele pe care se fac plățile, care de fapt nu sunt niște facturi. Listele sunt legale. Se afișează, deci sunt prevăzute de legea 230, este normal să existe și liste. Asta nu înseamnă că nu poate să existe, la fel cum spunea și domnul Vali, poate să existe la ora actuală și un alt mod de a afișa aceste liste sau pe o platformă online, cum o prezintă domnul Vali, lumea să poate să vadă de acasă sau să poată să-și efectueze plățile de acasă, pentru că foarte multă lume lucrează până la ora 6-7. Corect. Se întâlnește și următorul fenomen. Nu ajunge să-și plătească taxele sau să-și dea citirele la apă și ce a consumat.
Și atunci normal că se trezește cu restanțe. Deci listele sunt legale. Acei administratori sunt cercetați. Sunt cercetați penal. Deci au rămas cu banii? Bun, dar îți dau un caz care s-a întâmplat la Iași acum câțiva ani. O doamnă administrator avea vreo 3-4 blocuri din astea, turn mari, a strâns banii de la toți și am înțeles că și femeia și-a luat toți banii, care au câteva miliarde, nu costa apartamentul ei niciodată, i-a strâns pe toți și dus a fost. Și n-a mai găsit-o, bine, a plecat din țară probabil. Și a rămas apartamentul. Ia-l confiscă-l, că erau 10 apartamente banii strânși. Cam aceea situație este și la Hunedoara. Au fost delapidări și de 2 miliarde, dar acei administratori, înainte de a face delapidările, și-au pus la depozit. Și-au rezolvat problemele. Problemele în sensul că au trecut pe copii toate proprietățile care le aveau și la ora actuală, și dacă se va finaliza procesul, nu prea are ce să le mai ia. Vedeți, dumneavoastră, aici este mărul discordiei. Noua modalitate de administrare a asociației de proprietari dă posibilitatea, așa cum am mai spus-o de nenumărate ori, proprietarilor să verifice pe domnul administrator, fie el persoană fizică sau juridică, în fiecare moment. Posibilitate care acum nu există. De ce trebuie să aducem populația județului Hunedoara la faza terminală? Adică în faza în care nu mai poți să faci nimic, oamenii își pierd prestația pentru care sau care în mod normal ar trebui să beneficieze, te trezești că n-ai apă, ne trezim, vezi povestea cu Deva, cu salubritatea, da. Când, domne, hai să văd ce se întâmplă cu banul meu, ce zice administratorul ăsta, își face treaba sau își face vreo vilă pe lacul Cincii sau își face nu știu unde și nu știu cum. Mai mult decât atâta, ca să-l completez pe colegul meu, aș trage un mic semnal de alarmă, pentru că, în general, pachetul legislativ este unul perpetu, adică el poate fi îmbunătățit, că totuși legea 230 care prevede acele liste de afișaj este datată 2007. Da? Mai spunea aici un administrator de asociații de proprietari când s-a greșit în platou spunând odată sau de două ori asociații de locatari și nu asociații de proprietari, că de fapt asociațiile de locatari nu mai există nu știu din care an. Bun, ideea este în felul următor. Noi putem să îmbunătățim managementul administrațiilor de proprietari. Este varianta cea mai, cea mai apropiată. Am și spus-o că nu renunțăm în totalitate și la modul de afișare a cotelor de întreținere la nivel de scară, pentru că este un sistem care poate merge în paralel, așa cum mergeau leii vechi cu ronii în România acum câțiva ani. Dar trebuie să găsim și să înlocuim și perpetu să găsim variante superioare de informare a proprietarilor vis-a-vis de banii pe care dumnealor îi cheltuie. Și mai mult decât atâta, vreau să vă spun că în momentul de față, managementul asociațiilor de proprietari este ceva de genul unui uger de vacă în care prin diferite căi banii oamenilor se adună într-un sac și de acolo se plătește factura de utilitate la apă, factura de... Nu, domnule, fiecare quantum de plată pe care o face proprietarul trebuie să se ducă în contul separat. Contul separat de salubritate, contul separat de apă și canal. Să nu uităm de asemenea faptul că mulți administratori completează sumele aflate restanță pe diferite facturi de prestație din fondul de penalități, lucru care este interzis de lege. Penalitățile aferente trebuie să meargă, printre altele, spre exemplu, la fondul de reparație și nici de cum să completeze neplata lui Valeriu Bejinariu sau al lui Dan Lascău la factura de energie electrică sau la factura de apă. Și de multe ori nu sunt mici penalitățile. Până la 0,2% permite legea, le stabilește fiecare în adunare. 0,2% pe zi? Pe zi. Da. Destul de mult, că e pe zi, nu e pe lună. Da, pe zi. Pe zi le stabilește adunarea generală. Cei care vor să pună întrebări invitaților, telefonul le stă la dispoziție, 0354-410434, cu tarif normal, nu e cu suprataxă, puteți suna și adresa întrebări în direct în această dimineață. Domnule Vali, vreau să vă mai întreb, aveam o întrebare de data trecută care mi-a venit tot pe Facebook și anume, tot legat de asta, cum mi-am adus aminte, în cazul în care, prin sistemul pe care îl oferiți dumneavoastră, în cazul în care se întâmplă, nu asta să fugă cu banii, ci în cazul în care un locatar sau doi sau mai mulți dintr-o scară, dintr-o locuință, nu își plătesc, adică strâng ceilalți, plătesc, dar ăștia sunt răuplatnici.
Care este acțiunea pe care o întreprindeți dumneavoastră? În primul rând, noul sistem de management pentru asociații asigură un element foarte important, și anume imparțialitatea. De multe ori, notificarea telefonică, scrisă, practic abordarea procedurii de recuperare a sumelor respective, se face în mod greu. De ce? Păi știți, nu l-aș deranja pe ăla, că da, e finul exact. Meu, știți, eu pe acolo, pe scara aia, mai intru și după ora 20. Nu, lucrurile trebuie să meargă din punct de vedere legal. Lumea trebuie să fie informată. Prin regulamentul de funcționare a asociațiilor de proprietari se pot stabili pârghii suplimentare, bineînțeles elegante și în contextul legii, de notificarea celor care nu își plătesc. Dar vreau să atrag atenția la ceea ce spuneam într-una din emisiunile trecute, pentru că stările conflictuale aflate într-o asociație de proprietari atunci când nu suntem afalda să ne placă la toți unul despre celălalt. Corect. Există animozități de genul, domne, nu plătesc factura de apă pentru că am o problemă eu cu administratorul, nu-mi place despre ochii lui și așa mai departe, și lasă să vadă și el ce înseamnă dacă eu nu plătesc factura de apă. Acest nou sistem de management asociațiilor de proprietari, care dă posibilitatea punerii pe masă, în afară de fenomenul de transparență, a fenomenului de imparțialitate, înseamnă că noi ca și companie nu avem mamă, nu avem tată, nu avem o relație de amiciție sau cu nimeni și nu facem altceva decât urmăm cadrul legal de recuperare a sumelor respective, astfel încât asociația de proprietari în totalitatea ei și restul de proprietari, componenții a asociației de proprietari, să nu aibă de suferit. Dar se pot preveni cazuri de genul în care te trezești că vine apa produs să-ți debranșeze blocul, că nu poate să debranșeze doar un apartament? Sau se va mai întâmpla să debranșeze blocul? Prin sistemul acesta de management, noi propunem, spre exemplu, din punct de vedere al asigurării managementului pentru asociații, scrisori de garanție pentru faptul că nu suntem o companie care să fugim cu banii. Pe cealaltă parte, există stă la îndemâna asociațiilor, a administratorilor de asociații de proprietari, în cazul nostru persoane juridice, să abordăm diferite linii asiguratoare de finanțare în cazul în care nu reușim să încasăm întreaga sumă de bani aferentă facturii lunare pe o prestație sau alta. Este similară celor agenților economici care, spre exemplu, au anumită relație cu un finanțator care spune, domne, dacă eu încasez contravaloarea facturii la 60 de zile, pentru că nu se poate altfel, pierd contractul, eu nu pot să plătesc la 60 de zile, că nu mă lasă nimeni. Și atunci, ca să pot să plătesc la 30 de zile, închei o relație de colaborare cu un finanțator care, în baza contractului aflat între cele două părți, îmi plătește mie factura respectivă, urmând ca eu să încasez și să fac decontele către finanțator în următoarele 30 de zile. Deci există foarte multe pârghii prin care managementul într-o asociație de proprietari să fie unul de natură liniară și normală, fără sinusoide de genul astăzi plătim, mâine nu plătim, creăm disconfort. Deci, practic, există o protecție financiară. Absolut. Există o protecție de tip tampon, în care proprietarii de asociații nu mai ajung în situația. De ce? Pentru că suntem credibili. În momentul în care punem pe masă și mergem la discuții cu un astfel de societate care asigură finanțarea respectivelor prestării de servicii, noi suntem credibili pentru că avem în spate o structură juridică, avem în spate un mod de organizare, venim cu garanții, cu scrisori de garanție bancară, tocmai în ideea în care să creștem modul de seriozitate al actului de administrare. Da. Aș întreba din nou referitor la aceste asociații de proprietari. În acest moment, ele sunt verificate dumneavoastră periodic sau doar în momentul în care vine vreo reclamație de la vreun cetățean? Hunedoara are 167 de asociații. Așa. Facem și controle periodice, dar în același timp sesizările sunt atât de multe încât abia facem față sesizărilor. Și sesizările vin din partea cui mai proprietarilor, a cetățenilor. Și vin referitoare la... La calcul în general. Unii sunt nemulțumiți cu privire la modul în care relaționează cu asociațiile, dar în general la calculul
Tocmai pe ideea pentru că lucrurile nu sunt duse la bun sfârșit. În momentul de față, administrarea asociațiilor de proprietari se oprește undeva la jumătate sau sub jumătate. Fenomenul trebuie dus la capăt, astfel încât să fiecare proprietar să fie informat. Vă spuneam că trimestrial proprietarii trebuie informați de către administratorul asociației de proprietari cu privire la parametrii de performanță ai administratorului, ai asociației în fund și la urmă. Nu știu cât se întâmplă acest lucru sau nu se întâmplă lucru, dar în final de tot este tragic și se întâmplă din ce în ce mai mult, ba în preajma sărbătorilor de iarnă, ba în preajma sărbătorilor de Paști și așa mai departe, să te trezești că primești notificare, că nu ți-ai plătit aia, că n-ai făcut aia, că nu știu ce. De ce trebuie omul, pe lângă problemele cotidiene pe care le are, care oricum suntem vai mama noastră legat de faptul că trăim pe un salar modic, nu ne ajung banii, tineretul, copiii din ziua de astăzi cu problemele lor, care trebuie să recunoaștem că există acel conflict dintre generații, da, și mai departe. De ce trebuie să ne mai încărcăm și cu astfel de situații în care administratorul, aduceți-vă aminte când spunea o doamnă aici care a intrat în direct cu noi, că spunea că la dumneaei acasă bate la ora 20 sau 2 noaptea să-i plătească. Păi, stimată doamnă, n-ai voie să încasezi la locuința proprie banii aferenți prestărilor de serviciu. Bine, asta se întâmplă la ordine. Nu numai la o asociație, numai la multe asociații. Domnul Vali, v-am spus și data trecută și vă repet și acum, pentru că sunt sigur că sunt mulți care se uită la noi. Dumneavoastră trebuie să vă luptați mentalitatea. Cu mentalitatea, pentru că în țara asta de atâția ani, și avem exemplele mai ales acum din ultimul timp în care DNA-ul chiar a început să-și facă treaba și nu numai, oricine apare venind noastră cu o idee bună cu ceva, ăsta vrea ceva, trebuie să fure ceva, pentru că de atâta timp am avut doar exemple negative, încât oamenilor e aproape imposibil, mai ales având mentalitatea ceea ce se apare toată ziua în media, că sigur și firma asta au găsit ei o șmecherie să ne dea pe noi la o parte și să facă ei ceva fără a privi lucrurile, că într-adevăr se încearcă ceva. Dați-mi voie, da, să vă corectez. Nu există noțiunea a fi dat la o parte. Nu. Legea prevede că poate să fie și o societate poate administra. Deci nu există. Va aveți interveni dreptate. O concurrență. Nu aveți există. Dreptate, dar cred că știți, dar concurența din... elimină pe unii. Da. Elimină pe și cei concurența că... creează performanță. Exact. Cine e performant, exact, rămâne. Exact. Cine nu e, exact, performant. Deci eu vă dau un exemplu. Am spus că am fost în consiliu de administrație la asociația și mă bucur că am scăpat și am participat la un puci, dacă doriți, în care fostul administrator a fost dat jos de noul administrator. Deci nu vreți să știți ce a fost acolo. Îmi imaginez particip la ședințe de genul acesta. Da. Și a trebuit adus, deci au cerut un reprezentant al poliției locale ca să nu se bată acolo. Da. Și a venit omul cu chipiu, cu baston și a stat acolo. Mare chiar, lucru nu era. Chiar și în Hunedoara vine. Bănuiesc că se întâmplă lucrul ăsta destul avem, de des. Avem o ședință de genul acesta în care au solicitat și sprijinul poliției locale. Dar și se cere că ea se încaie, da, acolo. Da, da, bine, da, că erau mai mulți pensionari, deci nu mă apucam eu să intru trei să ne apucăm să ne batem. Da. Concurența. Dar e o miză fantastică. De ce e așa mare miza? Nu. Trebuie să separăm puțin lucrurile. Administratorul nu este ales. Administratorul este angajat. Bun, angajat. Dar angajat de proprietar. Bătaia mare, în general, este la alegerile astea pe președinte. Pentru că pe președinte, după președinte. Administrator. După pe aia, președintele era, poate, da, să-și angajeze administratorul. Primește mandat și angajează administratorul. Nu, președintele administrator, persoană fizică sau juridică. Președintele și comitetul executiv. Și pe administrator poate să-l schimbe oricând. Deci, da, nu e așa, da, o chestie. Da. Dar președintele, înțeles? Și relația dumneavoastră ca instituție de stat este o relație cu președintele sau cu administratorul? Cu ambii. Avem drept de verificare și financiar-contabilă asupra administratorilor, să-i atestăm inclusiv sau să retragem atestate și cu președintele. Deci, care e reprezentantul legal? Care e reprezentantul legal? Aveți reprezentantul legal, ai înțeles? Deci administratorul azi e, mâine nu mai. Da, administratorul este doar un angajat. Așa. Președintele... Exact. Președintele este cel ales. Președintele nu poate fi schimbat de către primărie să retrage un atestat. Da. Având contract de mandat, dacă lumea dorește să-l țină, îl ține în continuare. Cam politică. Ca dacă mă să ai, se face o paralelă. De câte ori, spre exemplu, s-au întâmplat lucruri de genul, domnule, administratorul să fie făcută public sau să fie făcut public contractul lui de mandat. Trebuie să înțelegem că un administrator nu este administrator pe viață. Și dacă luăm 80% din asociația, este și un motiv de neperformanță în cadrul managementului asociațiilor de proprietari. Administratorii sunt mult de prea multă vreme. Contractul de mandat, ce spune? Ce trebuie să faci? Ce ai voie să faci? Ce n-ai voie să faci? Face și mai mult decât atât, și mai mult decât atât, contractul de mandat ar trebui să se termine cu o procedură de auditare.
Păi ajungem după 4 ani sau procedura de auditare a situațiilor financiar contabile de sfârșit de an. De ce trebuie să ajungem după 4 ani sau după 5 ani să-i dăm posibilitatea administratorului să-și umple sacul cu bani și să fugă ca la Iași, cum spuneați dumneavoastră, da? Când putem să vedem în fiecare moment, prin platforma online, ce face administratorul cu banii noștri. Domnul Vele, aveți perfectă dreptate, dar vă dau un exemplu. Eu vorbesc prin prisma că tot ăia merg la vot și la politicieni și la președinte. În general lumea nu prea merge și atunci... Merg oamenii care nu, dumneavoastră ziceți, de audit. Păi oamenii nu știu ce înseamnă audit. Da. Înțelegeți? Ei vin și zic, domnule, de ce se complic? Eu de atâta timp stau în blocul ăsta de 20 de ani. M-am dus acolo, mi-am plătit, m-am bătut ăla la ușă. Vine domnul ăla să mă încurce cu laptop, să intru eu pe online. Ce știu eu de alea? Înțelegeți? Deci aici e o problemă. Nu neapărat că sistemul dumneavoastră nu e mai bun. Sunt sigur că e mai bun. Și din toate punctele de vedere. Și chiar mai ieftin. Dar problema de a mentalitate e foarte greu de schimbat. O altă problemă care apare la nivelul asociațiilor este problema cu restanțierii. Toată lumea constată că sunt restanțieri, dar pentru a recupera sumele trebuie mers în instanță. În instanță pentru a merge trebuie să angajeze un avocat care percepe un anumit onorariu. Corect. Onorariu care nu este prevăzut. Banii respectivi nu au de unde să se achite și acolo toată lumea se blochează că nu au onorariu pentru avocat. Există de foarte multe ori, azi știu din experiență că dacă tot am fost un mare șef de trib, o trebuie să mă duc. Vă spun că există marea problemă a celor care au apartamente și-s plecați prin străinătăți. Da. Vai, da. Nu vrei să știți ce acolo, da. E adevărat. Doamne ferește să se spargă vreo țeavă pe acolo sau... Bun, dar nu numai că se sparge, dar există niște cheltuieli pe care doamna respectivă a trimis banii la unul care n-a mai venit și niște povești din alea și îmi pierdeam timpul pe acolo câte 2 ore. Acum, prin platforma respectivă, dacă el e în Germania și are un apartament în Hunedoara, poți să plătească. Deci, absolut. Nu? Deci, asta e simplu. Noi ca administrator și pentru că avem broșura aici, vreau să dau citire din Sfânta Biblie, da, unde spune servicii complete de administrare pentru asociațiile de proprietari și eventualele dezvoltări rezidențiale. Deci în momentul în care ești membru sau ai o locuință într-un spațiu de tip condominiu și pleci pentru o perioadă mai îndelungată, contactezi firma de asociație, de management pe asociația respectivă de administrare, închei un contract cu ei și în care se menționează perioada care pleci, nu știu care, și ce servicii trebuie să presteze societatea către noastră. Și atunci societatea respectivă administrează, sau mai bine zis, face în așa fel încât lucrurile pe spațiile respective libere fizic pentru o anumită perioadă să nu afecteze funcționalitatea normală a celorlalți proprietari. Ceea ce se întâmplă acum. Absolut, absolut. Deci... Nu, dar e dificil, adică e complicat. Bun, eu stau în Germania, așa am un apartament la Hunedoara. Vin o dată de 2 ori pe an. Dacă vii. Poți să nu vii. Trebuie să-l sun pe Nea Gigică de la Hunedoara. Nu, și trebuie să-i trimiți bani. Exact. Du-te, plătește. Acum pot. Da, domnul Cipri, dar mai este ceva. În momentul în care el pleacă, se duce la asociația de proprietari și spune: domnule, vă rog să mă scădeți de la nu știu ce cutare, că eu pentru o perioadă nedeterminată plec. Da. În mod normal ar fi trebuit să zic administratorul: stai, domnul, unde pleci așa? Că dumitale nu trăiești într-o casă în mijlocul câmpului, trăiești într-un spațiu de tip condominiu în care lipsa dumitale poate să afecteze pe ceilalți proprietari. Și ca urmare, hai să ne punem la masă să discutăm, să vedem cum ținem legătura, astfel încât dumitale sau obligațiile financiare sau alte ce mai fi inconveniente, cu acoperiș, absolut cu reparațiile, cu reparațiile. Acolo-s probleme. Acolo, da. Păi stai că ăla n-a plătit. Păi de ăla nu e. Da, eu de ce să dau dacă ăla nu a plătit? Exact. Perfect, ține legătura. Dar eu nu pot să vin în țară tu vrei să subliniez că se poate plăti online. Pot să plătesc din absolut, Germania, absolut. Din Anglia, și din Canada puteți plăti. Absolut, absolut. Și mai mult să vină pe mail. Și mai mult decât atât. Îți vine factura tot online. Absolut, absolut. Dumnealui intră pe site-ul companiei de administrare și vede Popescu Virgil, care sunt în Canada și am plecat din bloc acum 6 luni de zile. Văd exact cum vede și Ionescu Ion de la apartamentul 29, care stă în Hunedoara și care n-a plecat din țară. De același lucru. Vede factura, vede în timp util, face transferul de bani către societatea administrator, mai mult decât atâta și ceilalți proprietari în bloc, care stau în blocul respectiv, care a plecat în Canada, vede că acest personaj și-a plătit sau nu și-a plătit. Da. V-aș întreba tot pe dumneavoastră, în cazul în care o societate ar fi administrat, adică în cazul în care ar fi administrat de o societate, ceea ce dorim să prezentăm aici, ar fi mult mai ușor și pentru dumneavoastră din punct de vedere al controlelor? Punct de vedere al controlului, bineînțeles că ar fi și ai discuta cu profesioniști. Ar fi mult, mult mai ușor, plus platforma pe care o prezint ar fi mult mai ușor de controlat.
Și este publică. Și este publică față de programele care se utilizează la ora actuală. Fiecare asociație are programul său de, și modul de calcul. Ce fel de program? Ca să înțelegi ce se utilizează acum. Nu, își fac diverse programe. Diverse programe. Nu, eu chiar vreau să vă întreb ceva. Nu știu dacă în ultima vreme că am văzut că există ceva reglementări de ultimă oră sau de, nu știu, de acum, de la începutul anului. Dar pe tabelele respective, am înțeles că există mai nou, nu știu, poate spuneți dumneavoastră, obligativitatea de a scrie exact, că de multe ori cheltuieli, alte cheltuieli. Nu, fiecare cheltuială trebuie exemplificată. Fiecare. Bun, că trebuie, trebuie. Dacă da. Nu-i... Aia înseamnă că s-a încălcat legea. Păi ea se încalcă, de... vă spun eu, dacă și mergem acum aici în jur la a nu evidenția o cheltuială și până a face o delapidare e un pas foarte mic. Nu, dar ele sunt trecute acolo cu quantum, dar nu înțelege nimeni ce-i, despre ce e vorba. Că te trezești, uitați, eu am un exemplu și am niște vecini, dar aia fiind mai în vârstă nu se bagă, că mai bine să nu supărăm, că nu-i de bine, în care scrie alte cheltuieli și îl întrebe administratorul, ce alte cheltuieli? Păi a fost, nu știu ce, că a fost înfundat și a venit vitanja. Când a venit, frate, că n-am văzut, am întrebat, bă, v-ați văzut voi vreo vitanja? Nu, nimic. Nu, a venit. Noapte, la două, la trei noapte, au desfundat. Este obligat să facă dovada fiecare cheltuieli, mai mult decât atât, nu poate să facă nicio cheltuială fără acordul comitetului executiv. Pentru asta trebuie un plan de achiziții, pentru asta trebuie un plan de măsuri, pentru asta, în mod normal, procedurile legate și de reparații și de întreținere curentă ar trebui exemplificate și făcute cu respectarea legislației. Nu se face de natură pompieristică. Hai că stai să mă mai gândesc eu cum fac noaptea asta sau mâine dimineață să aduc pe ăla să-mi repare nu știu da, ce. Altă, nu se face așa ceva. O altă problemă care apare, că, așa așa, că aduc pe ăla și îmi face, mai știu eu ce instalator, și după aia se pune problema cum să... În cazul, acum, la ora asta, nu așa se face? La asta, ora bă, așa se face. Că și la noastră, în bloc sau... Cum da. E? Tot aia, vine ăla, a venit ăla, nu, acum... Mai mult decât atâta, spuneam proprietarilor în emisiunea trecută că această platformă online dă posibilitatea prestatorilor de servicii legate de întreținerea curentă, de lucrările de reparație aferente asociații, specifice asociației de proprietari, să-și depună ofertele, așa cum se face pe SEAP. Da? Deci eu, Virgil Ionescu, prestator de servicii în domeniul instalațiilor sanitare, îmi depun oferta și o postez pe platforma online, iar asociația, când alege, are nevoie corect. De serviciile acestea, îl alege pe Ionescu, pe Popescu, pe Vasilescu sau pe Virgilescu, corect. Funcție de oferta pe care este. Deci ce alt mod mai transparent și mai imparțial poate să fie decât unul acesta? Și proprietarii pot să vadă pe platformă absolut. Când data de s-a efectuat reparație la nu știu păi cine. Păi da, se emite factura. Păi și vede factura. Care absolut. A costat? Absolut. De-aia zic că vezi tot. Deci, adică tu poți controla. Mai mult decât atât, ar trebui să existe și un proces verbal de recepție a acelei lucrări. Și în prealabil trebuie să existe, chiar dacă oferta este postată pe platforma online, asta nu ține loc de contract. Eu îl aleg pe Vasilescu în detrimentul celor trei, dar mă obligă să am un contract. Corect. Trag să urmărească derularea lucrurilor și la sfârșit să fac un proces verbal de recepție. Adică să arăți, merită sau nu merită plătit acel care a... Da, am văzut că au apărut broșurile. Sâmbătă am împărțit în Deva, în cutiile poștare, circa 3500 de astfel de broșuri. Ieri am început pe Hunedoara, s-au distribuit aceste broșuri în cutiile poștale în micro 5, pe ambele părți de Bulevardul Dacia. Astăzi se va distribui în micro 4 și micro 3. De asemenea, tot ieri s-au distribuit pe tronsonul de blocuri aferent între strada Avram Iancu și 22 decembrie, adică hașurile, cum se spune la noi în Hunedoara, Traian Vuia și CM-urile, unde domnul Barboni, cel care a intrat în emisiune cu noi, locuiește. De asemenea, astăzi vom continua, așa cum am spus, micro 4, 3 și centru civic. Bun, și acum să vă ridic o problemă mai sensibilă. Dintr-un bloc, 5 locatari doresc să apelez la dumneavoastră, pentru că cu siguranță o să vină din partea locatarilor, nu din partea administratorilor. Sunteți convins de chestia asta. Care este procedura? Procedura este cea prevăzută de legea 230. Se va convoca adunarea generală și majoritatea decide. Deci nu poți numai... Deci dacă sunt 10 și 6 ești într-un condomeniu și nu poți. Da, știi cum? Că, de exemplu, cum e la noi. La noi e adunarea, Marea Adunare Națională, generală, zice domnul, eu zic națională, e pe 10 blocuri. Noi avem 10 blocuri, fiecare cu o scară. Păi nu, dar blocul meu vrea.
Da, blocul ăla la Louvre. Nu, aici se poate, cred că, rezolva problema. Orice bloc se poate desprinde de vechea. Asta am înțeles cu desprinderea, dar iar că la, noi la un moment dat am vrut să ne desprindem. Dar și acolo erau niște probleme din astea juridice și eu lăsat în baltă. E vorba de preluare a sumelor datorate și așa mai departe. Da, lucrurile sunt complicate. Nu că noi am vrut să ne desprindem, dar știu că la un moment dat am văzut la cât e... Pentru că și dumneavoastră când o să preluați o asociație, bănuiesc că faceți un audit. Absolut. Că nu o preluați cu datoriile. Că o să vină un administrator, am vreo sute de milioane datorii. Eu dau, că nu-i problemă. Nu, așa este. Și spuneam de asemenea că în mod normal asociațiile de proprietari, structura lor, constituirea lor ar trebui să fie la nivel de imobil. Tocmai pentru a nu mai afecta celelalte imobile. Administrarea asociațiilor poate să fie una de natură centralizată, așa cum o facem noi, tocmai în ideea de scăderea costului și mai departe. Dar structura lor de organizare, de fundamentare, în opinia mea, trebuie să fie maxim la nivel de bloc. Mai pe înțelesul fiecăruia să existe pe fiecare bloc comitet executiv și președinte. Asta ar fi modul ideal, pentru că fiecare atunci ar cunoaște problemele din blocul lui. Așa este. Da, de obicei se fac pe mai multe blocuri sau da, se... și cel de la un bloc nu știe problemele de la celălalt bloc. Nu, dar eu vă dau un exemplu. La mine la bloc, acum 2 ani, a fost o furtună luna septembrie, pe care nu știu cât trăiesc eu, un vârtej ar veni și mi-a luat acoperișul. Acoperiș care de când e blocul făcut, din ăla de tablă, țapăn. L-a zburat, dar un vârtej, deci vârtej în la tornadă. L-a luat și mi l-a pus jos în parcare, în spatele blocului. Și ploua afară. Apartamentul numai ce era renovat. Și locuiești și la etajul 4. La 4 stau, da. Corect. Lucrurile nu sunt întâmplătoare. Niciodată. M-am agitat. Dau telefoane, dau la președintele de bloc. Domnul președinte, cum se cade. Uitați, domnule, furtuna ăla a venit. Tralala, avem telefon imediat. Ce se întâmplă? A zice, nu pot să vin că plouă afară. Pe bune? Chiar n-am văzut nicio că plouă. La mine plouă în casă. E o chestie așa totuși. Da, un telefon. Bună dimineața. Alo. Alo. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Bună. Sunt din Hunedoara și vreau să-l întreb pe domnul Dejenaru, care participă la dumneavoastră la emisiune și este formator de opinie, văd acum, să ne spună nouă de la blocul C3 unde este fondul de rulment când a fost dumnealui președinte. Atât? Și mai încă. Vă rog. Da, mai spuneți-ne și cealaltă întrebare. Și cu acoperișul. Când s-a făcut acoperișul, când dumnealui a contractat materialul, s-a adus numai materiale vai și amar de ele. Și nu am putut vedea nici o factură. Da. Mulțumim tare mult. O să vă răspund. Mulțumim, da. Da, așa este. Asociația de proprietari de la blocul C3 a fost prima asociație de proprietari constituită în municipiul Hunedoara. La acea vreme, de asemenea, am fost primul bloc în care am reușit să achiziționăm și acele aparate de măsuri pentru agentul termic, care încă se mai livra în sistem centralizat în Hunedoara, iar o opinie vis-a-vis de acoperirea terasei blocului a existat. Nu știu cine este această doamnă, dar poate să studieze contabilitatea societății, să vadă faptul că a existat și există inclusiv afișajul care s-a făcut pe fiecare scară cu acea societate selectată, nu mai țin minte cum o cheamă, sunt ceva ani buni de atunci, vreo 15 ani, dacă nu mai bine. Eu nu mai locuiesc între timp în acel imobil, din Călan, dacă nu mă înșel, era societatea și sistemul tehnic de acoperire a terasei blocului a fost din lemn rotund și plăci de azbociment, care la vremea respectivă nu erau interzise pe piață. Plăcile de azbociment au fost toate noi, lemnul a fost totul nou și în final de tot așa a arătat acoperișul pe bloc. Nu s-a putut, spre exemplu, identifica sumele financiare. Doamna, n-a văzut facturile. N-a văzut, niciun fel de problemă. Nu știu cine este, să meargă să ceară doamnei Nicula, dacă mă știu, sau cine mai este în momentul de față administrator acolo împreună cu ea, administrator și soțul președinte, să ceară contabilitatea de la acea vreme. Deci există, că doar nu le-ați luat din pădure. Absolut, absolut. Dar din acest punct de vedere sunt mărturii destule și nu e niciun fel. Mi se pare totuși o chestie
De acum trebuie să tendențioasă. Așteptați. Trebuie să vă așteptați și la asta. Tendențioasă. Egal la politică, vă ia din urmă. Absolut. Așa, domnul Valeriu, de la început vă băgați, vă vin din alea, din urmă. Corect, corect. Vis-a-vis de fondul când ați fost în liceu, vedeți că ați făcut o chestie care nu... Vis-a-vis de fondul de reparații, acesta s-a, era constituit. Într-adevăr, sumele de bani nu au acoperit lucrarea respectivă, urmând ca diferența de, de lucrare să fie achitată prin plata de către proprietarii în mod succesiv lunar a sumelor până la compensarea lucrării. Cam așa au stat lucrurile la Asociația de Proprietari. Da, dar doamna ce zicea în prima întrebare? Că unde, unde e fondul de rulment, care este cu totul altceva față de fondul de reparație. Fondul de rulment este un fond care strânge asociația pentru a-și putea permite să plătească o factură anticipată. Da, dar nu prea au fost fondul de rulment. Sume încasate la nivelul cele mai mari facturi. Dar mă gândesc și pe fondul de rulment. Adică ți se dă, nu pe ce plătești, îți dă tot timpul o chitanță. Că ce se face cu el, aia trebuie să vă treceți la firmă ca să vedeți ce se face. În general, problema cu fondul de rulment, și acum trebuie să dau dreptate și administratorilor care nu au constituit acest fond, cu toate că legea îl impune, este datorită faptului că s-a dorit ca presiunea financiară asupra proprietarilor să nu fie una maximă, pentru că dacă, spre exemplu, astăzi se constituie asociația de proprietari și tu îi spui că are de plătit 15 lei pe apartament cheltuielile de administrare, ai atâta apă, ai atâta salubrizare, ai atâta nu știu ce, trebuie să mai achizi 10 lei la fondul de rulment și pe mai mult decât atâta cu... Trebuie constituit și fondul de reparații care nu știi că când te lovește, quantumul sumelor pe care trebuie să-l plătească proprietarii sunt destul de mari. Și atunci, din acest punct de vedere, mulți administratori au încercat să constituie aceste fonduri ori pe rând, ori în quantumuri mai mici, astfel încât presiunea financiară pe proprietari să nu fie maximă. Dar fondul de rulment la ce sumă poate ajunge? Casa și cum se stabilește? Păi, maxim cât se valoarea facturilor pe o lună. Însumate. Însumate. Cam cât ar veni contribuția fiecărui proprietar deci pe o lună? Nu mai mult de atât. Deci dacă tu ai... Da. Dacă tu ai cheltuieli, de exemplu, într-o lună de 100 de lei, poate să mai pună încă 100 de lei? Undeva până la 100 de lei. Maxim bani care rămân și bani care în clipa când pleci din acea asociație trebuie să-ți fie restituit. Și mai mult decât deci atâta... dacă nu s-au consumat, trebuie da, să... Da. Tu dacă ai factura plătită la zi, trebuie să-ți restituie. Și mai mult decât atâta, această sumă nu este luată în fiecare lună. O garanție. Exact. Garanție. O garanție. Este exact ca și povestea cu gestionarii care au gestiune. Intri într-o societate și ești, nu știu ce funcție ai acolo, lucrător comercial. Și ți se predă o gestiune în valoare de X lei. Ți se oprește quantumul lunar de nu știu cât, până la valoarea gestiunii pe care o ai, după care se sistează această oprire și rămâne acele sume blocate. Societatea nu are voie să le ruleze și așa mai departe. Iar la sfârșit îți iei banii și pleci. Când dacă se face descărcarea de gestiune. Așa este. Da. Suntem la final. Ne bucurăm că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm că a fost lucruri foarte interesante și nu am apucat să vă punem toate întrebările. Domnul Vali a fost prins și de data aceasta în războiul rozelor, măi băiatule. Următoarea întrebare o să fie din liceu. Din liceu, domnul Vali, atenție, să vă gândiți bine ce ați făcut, să vă notați că data viitoare poate primiți un... Manager imobil HD, așadar, pliantele broșurile au început, important, să fie distribuite, citiți-le și noi ne vedem și miercurea viitoare să discutăm despre acest proiect și nu numai.